Începând de astăzi, România au oportunitatea de a investi în titluri de stat tezaur, disponibile cu dobânzi anuale de 5,8% pentru maturitatea de un an și 6,6% pentru maturitatea de 3 ani. Aceste titluri pot fi cumpărate în perioada 12 august-5 septembrie, oferind o oportunitate atractivă pentru cei care doresc să investească într-un instrument financiar sigur și profitabil. Titlurile de stat tezaur sunt disponibile pentru achiziție atât online cât și prin intermediul unităților trezoreriei statului și subunităților poștale Poșta Română S.A. Persoanele fizice care sunt deja înregistrate în sistemul SPV pentru titlurile lansate prin trezoreria statului pot efectua operațiuni online, inclusiv deschiderea unui cont de subscriere, cumpărarea titlurilor și transferul sumelor între conturi. Pentru achiziția titlurilor de stat în mediul urban, perioada de subînscriere este între 12 august și 5 septembrie 2024. În mediul rural, titlurile pot fi cumpărate până la 4 septembrie 2024 prin subunitățile poștale ale CN Poșta Română S.A. Titlurile de stat tezaur sunt emise cu dobânzi anuale de 5,8% pentru maturitatea de un an și 6,6% pentru maturitatea de 3 ani. Dobânzile sunt plătibile conform termenelor stabilite în prospectul de emisiune, iar titlurile sunt transferabile și pot fi răscumpărate în avans. Investitorii pot efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul aceleiași emisiuni și a opțiunea de a anula subînscrierile doar în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri. Titlurile de stat oferă un avantaj semnificativ. Veniturile obținute din aceste investiții sunt neimpozabile, oferind astfel un randament net pentru investitori. Aceste titluri sunt o opțiune atractivă pentru cei care caută o formă sigură și profitabilă de economisire susținută de garanția guvernamentală. Fondurile obținute din vânzarea titlurilor de stat tezaur vor fi utilizate de Ministerul Finanțelor pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice, contribuind astfel la stabilitatea economică a țării. Titlurile de stat tezaur oferite în perioada 12 august-5 septembrie reprezintă o oportunitate valoroasă pentru români de a investi în securitatea financiară cu dobânzi atractive. Opțiuni de achiziție flexibile și beneficii suplimentare pentru donatorii de sânge, aceste titluri sunt o alegere excelentă pentru cei care doresc să contribuie la dezvoltarea economiei naționale, în timp ce își maximizează randamentul investițiilor. Relatează click.ro.